Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Confesiuni. De data aceasta o am în platou pe scriitoarea Carmelia Leonte. Bine ai venit, Carmelia, la Confesiuni. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ai scris poezie, ai scris roman și la sfârșitul anului trecut ai debutat cu eseu, cu volumul Șarpele și filozofia. De unde nevoia aceasta de a trece la eseu? Din ce nevoie s-a născut cartea aceasta? Da, povestea este puțin mai lungă, dar cum avem minute la dispoziție, pot să fac o scurtă divagație, adică să construiesc un rezumat al poveștii. Totul provine, pe scurt, din nevoia mea de a-mi clarifica anumite idei. Deci am nevoie de mai multă claritate în viața mea. Și pentru a obține această claritate a fost nevoie de multe căutări, pentru că în diverse etape ale vieții mele s-a întâmplat să mă simt destul de tulburată. În primul rând, când eram copil, am crescut pe vremea materialismului dialectic. Mi-amintesc în clasa 5-a, la ora de dirigenție, profesorul ne-a spus că el este ateu. Eu nu cunoșteam acel cuvânt, dar m-a impresionat foarte mult și, plină de mândrie, m-am dus acasă și am declarat că și eu sunt ateu, că nu cunoșteam femininul. Și pe urmă am căutat în dicționar, desigur, eram copil, dar aveam în casă un dicționar explicativ al limbii române. Și când am văzut ce înseamnă cuvântul acesta, care suna foarte interesant, am fost puțin derutată. M-am întrebat, bun, și atunci cum? Dar pentru că nu am beneficiat de cine știe ce educație religioasă și acum ne întoarcem la acele timpuri, pentru că se dorește lipsa oricărei educații religioase, eu am parcurs o parte, nu pot să spun o bună parte, din viața mea, în această confuzie. A fi ateu nu este o vină și nu trebuie nimeni judecat pentru asta, dar în ceea ce mă privește pe mine, deci din punctul meu de vedere, strict subiectiv, făcând comparație, pot spune că a fost o perioadă foarte tulbure în viața mea și destul de întunecată. Apoi, încet, încet, am căutat să ies la lumină. Repet, este vorba de subiectivitatea mea și nu există rețete generale. Pentru a ieși la lumină, am făcut eforturi uriașe, care m-au costat foarte scump. Și unul dintre eforturile mele cred că se concretizează în această carte. Cu toate că are un fond livresc, pot spune că sunt chestiuni de viață și de moarte pe care eu le-am avut în vedere aici. Adică niște probleme care țin de conștiința mea, de sufletul meu, de inima mea, de felul cum mă situez în lume, cum mă raportez la cei din jur și până la urmă de împăcarea mea cu lumea și cu oamenii, desigur. În argumentul la această carte spui că este o confesiune, că vrei să afli care este adevărul despre tine, care sunt credințele tale. De ce ai preferat această confesiune la persoana a treia prin intermediul personajelor și nu ai preferat o confesiune directă? Remarca asta ta, să știi că nu este singura. La o carte precedentă de poeme care se numește Grația Viespilor, mi-a scris prefața Emanuela Elie. Dacă mai există ieșeni care nu o cunosc, o să explic. Este conferențiar la litere și critic literar și ea m-a susținut mult de-a lungul anilor. Și în această prefață, ea spunea că am ales niște personaje mandatari, pentru că acolo îmi imaginez niște dialoguri și am niște personaje din mitologia greacă, iar în acele dialoguri, bineînțeles că sunt întotdeauna eu. Chiar și aici, dacă îmi dai puțin cartea, te rog.
Vreau să demonstrez că nu întotdeauna m-am exprimat la persoana a treia. Am și destul de multe referiri directe, care sunt, dacă vrei, un tertip de ordin tehnic, dar sunt și nevoia mea de a mă exprima, nu numai literar, dar de a mă exprima pe mine însă, pentru că în parcursul cărții am jonglat cu idei și citate față de care m-am raportat într-un fel sau altul, dar am considerat esențial să spun și ceva ce mă reprezintă numai pe mine. De pildă. Și acum mă întreb, cum să-ți vorbesc ca să mă asculți cu adevărat? Tu să mă asculți. Simt că atenția îți scapă și asta mă silește să fac deja aluzie la o altă temă care mă preocupă. Uneori, perisabilitatea acestei lumi este preferată lumii înseși. Forma este o sfidare a timpului, fiind energia care se consumă pe sine pentru a se transforma în alta. Nu mă gândesc acum la forma textului, ci la mine. Femeile sunt în primul rând forme din care, în chip dramatic, trebuie să se smulgă pentru a vorbi. Cum să fac ca să mă asculți? Sau, spune-mi, tu mă vânezi ca un leu? Ești un fel de întunecare a vieții mele, o năpastă? Ți-ai propus să exerciți o presiune permanentă asupra minții mele pentru a o supune? Îmi ești de fapt dușman? În orice caz, un argument pentru o teologie a refuzului, o întunecare explozivă. De ce crezi că vreau să înțeleg negarea în afirmație și întunericul dumnezeiesc, dacă nu pentru a rezista? Atâția sfinți cuceriți de puterea fascinantă a nopții mistice m-au ajutat să te privesc într-o altă lumină. Există o complementaritate în orice relație, pe care tu nu vrei să o recunoști. Sfinții nu sunt așa pentru că ei iubesc și iubind, înțeleg. Și totuși, ai apelat la niște personaje arhetipale, milenare. A fost acesta și un mod, nu știu, de a te ascunde, de a nu te simți la fel de singură, de a invoca autorități? E discutabilă problema asta, pentru că poate fi privită din mai multe puncte de vedere. Din moment ce eu am scris această carte și mi-am asumat-o, să mă ascund în ea este de fapt o iluzie. Niciodată un autor nu se ascunde, ci se expune, devine vulnerabil. Deci oferă ceva din sufletul lui, să spunem, din experiența lui pe care o transformă în text, dar este totuși experiența lui, oferă lumii, care poate judeca lucrurile într-un fel sau altul. Poate că am căutat un mod de a mă detașa de mine însă. Deci, este nevoia mea de a lua distanță față de anumite lucruri și atunci, într-adevăr, apelez la diverse personaje. Iar dacă faci aluzie la Adam și Eva, aceste personaje sunt, într-adevăr, niște figuri cheie în cartea mea, care nu întâmplător se numește Șarpele și Filozofia. Este și o notă umoristică, pentru că de multe ori am auzit și aici spun în glumă să nu se supere domnii care poate se uită la televizor, am auzit cum se făleau domnii că ei sunt mari filozofi, ei sunt mari poeți, ei sunt cei mai buni în toate. Dar dacă privim în urmă, în istorie, vedem că femeile au fost foarte mult defavorizate. Secole la rând nici nu au avut acces la educație și atunci cum aveau să devină ele mari scriitoare sau mari filozofi? Deci pe undeva acuzația este, zic eu, nedreaptă. Și iată cum vin eu și fac dreptate. Într-adevăr. Pentru că de fapt, arăt aici că întreaga filozofie a lumii a pornit de la Eva, deoarece prin trădarea ei a făcut posibilă filozofia. Înainte nu era nevoie, nu-i așa? Cine avea nevoie de filozofie în rai? Dar prin cădere, iată, filozofia a devenit posibilă și
secole la rând și milenii, oamenii, bărbați au tot filozofat. Dar mai vorbim despre asta peste 100 de ani, când nu e exclus să fie și femei filozof. Deja au fost câteva, adică nu putem să excludem femeile din această tagmă. Totuși... cel puțin în secolele din urmă. Importanța lor nu este la fel de vizibilă pentru public. Da. Spune-mi, interpretarea aceasta pe care o aduci tu acestor personaje și acestor teme care sunt foarte vechi, nu este și o formă de cutezanță până la urmă? Crezi, adică prin cartea aceasta, că tu ai adus ceva nou în aceste problematici, cum este problematica lui Iov, de exemplu, sau interpretarea aceasta pe care ne-ai oferit-o cu Adam și Eva? Da. Acum, problema asta cu noutatea este foarte spinoasă și ne lovește pe toți în egală măsură. Deci este foarte greu să ai pretenția când există deja tone de literatură extraordinară, să vii tu și să spui, uite, eu am scris ceva nou. Practic, postura scriitorului în ziua de azi cred eu că este destul de umilă, în sensul că trebuie să se mulțumească doar cu o recontextualizare a unor idei, cu o nuanță, cu o experiență personală pe care reușește să o transpună într-o expresie de interes general. Dar cu noutatea stăm destul de greu. Și eu însă mărturisesc că am scris puțin, totuși, pentru că am o autocenzură foarte puternică și sunt conștientă de faptul că noutatea e aproape imposibil de atins. Poate că este privilegiul unor genii care se nasc extrem de rar. Dar, cu toate acestea, pot spune că există și lucruri noi pe care le-am scos în evidență în cartea mea. De exemplu, mistica flamandă, beghinele, sunt foarte puțin cunoscute în România. Aproape deloc. Despre von Bingen s-a auzit și la noi, mai ales că a compus și muzică și mai ales în perioada Crăciunului oamenii ascultă compozițiile ei. Dar despre Hade Wichtenberg, care este o mare poetă și atâtea secole opera ei a reușit să răzbată și să intereseze, nu prea se știu multe lucruri. Beghinele au avut o experiență extraordinar de interesantă și au oferit un exemplu în Evul Mediu, când este clar că postura femeii în societate era vitregă. Ele s-au separat chiar în mijlocul orașelor și au făcut niște căsuțe în care stăteau și se rugau în tăcere, fără să comunice nici măcar între ele. Cu toate acestea, chiar și tăcerea lor a fost considerată o erezie și au fost uneori arse pe rug, alteori îngropate de vii pentru a fi și mai tăcute decât erau. Hadewig a fost o mare poetă care, din câte știu, nu este tradusă în limba română. Eu am citit-o în franceză, desigur nu aveam acces la original, dar am fost impresionată. Mi s-a părut că e chiar mai bună decât Teresa Davila, pe care o știm, a fost tradusă la noi și e un vârf al misticii spaniole. Deci, ca exemplu de noutate, să zic așa. Am o curiozitate legată de adresarea ta din carte. Apare în toate eseurile adresarea către un cititor. Uneori îți iei cititorul acesta de partea ta, ca pe un prieten, alteori pare că te răfuiești cu el, că este acel bărbat care a înjosit femeia, ca să nu spun altfel, secole la rând. Cui te adresezi în aceste eseuri? Da, păi, eu am spus în prefață că n-am să dau numele și cum îți imaginezi că o să dau numele aici, în caz că există, pentru că poate fi și o șiretenie de marketing, nu-i așa? Deci poate fi o figură de stil prin care eu vreau să trezesc curiozitatea cititorilor. Însă putem să-l considerăm
arhetipul masculin. Și acel conflict dintre femeie și bărbat care a fost vizibil din plin secole la rând și mi se pare că este și în zilele noastre, doar că acum există mai multă diplomație. Ei bine, acest conflict am încercat eu să-l sugerez pe alocuri în cartea mea, uneori în glumă, alteori foarte în serios. Și, după cum bine ai observat, am vrut să arăt care este condiția femeii și cât de mult trebuie să lupte ea uneori pentru ca celuilalt să-i pese. Cum să fac să-ți pese de ceea ce spun eu? Sau cum să fac să îți pese cu adevărat de cine sunt eu? Pentru că e ușor să dăm declarații diplomatice în public, dar cum să fac să ajung la inima ta? Cum să fac să fiu cu adevărat importantă pentru tine? Asta era ceea ce întrebam. La capătul acestor eseuri, după atâtea întrebări pe care ți le-ai pus și ai încercat să răspunzi la ele, cum ai ajuns? Adică miza cărții ține până la capăt? Consider că ai spus toate adevărurile despre tine, că ți-ai mărturisit toate credințele? Dacă aș fi spus deja toate adevărurile, ce mi-ar mai fi rămas de făcut? Doar să mor, Doamne ferește. Mai am de spus. Adevărul în literatură depinde de cum pui întrebările, adică literatura nu are neapărat menirea de a livra adevăruri sau le spune într-o formă literară, deci nu e ca și cum ar dezvălui niște mistere care elucidează toate problemele planetei și rezolvă nu știu ce tensiuni extraordinare. Vedem că lumea nu merge spre bine și tensiunile se acutizează în ciuda faptului că literatura există și scriitori foarte buni există pe întreg mapamondul. Pe undeva literatura e o lume paralelă, ceea ce nu-mi place să cred și nici nu cred asta, însă pentru a înțelege că este un instrument nu numai de cultură, dar de incizie a realității, trebuie să te apleci cu răbdare asupra ei și poate că trebuie să devii un cititor serios, nu unul de ocazie, zic eu. Consider că în acest punct, după această carte, vei continua cu eseu? Te reprezintă eseul în această etapă artistică? Literatura și eseul pentru mine sunt cam la fel, adică oricum sunt eu acolo, am o viziune, zic eu, poematică asupra lumii, indiferent ce aș scrie. Literatura este călcâiul vulnerabil pentru mine, adică mie nu-mi place să mă expun. Eu prefer să stau în umbră aici, că am venit cu toate reflectoarele astea în ochi, îmi vine foarte greu și chiar îmi propusesem să spun niște lucruri, niște idei care mi se păreau nemaipomenite. Și acum e alea de unde nu sunt, pentru că nu-mi amintesc ce voiam de fapt să spun. Dar literatura înseamnă actul de a numi, da? Deci îl copiem cumva pe Adam, ca să fac referire la un personaj din carte. Numind, iei în posesie. Iei în posesie lumea, să zicem. Dar te și încarci. Deci duci pe umeri, la un moment dat, o povară grea. Și îți dai seama că tu trebuie să te descurci cu această povară. Și nu e vorba că ești singur, eu nu cred în singurătate, dar există totuși o impenetrabilitate a ființei umane. Adică omul e prins în găoacea lui și unele lucruri sunt greu de comunicat sau imposibil. E de-a dreptul imposibil să-ți explic experiențele mele pentru ca tu să le înțelegi ca și cum ar fi fost ale tale. Pentru că tu vii cu propriile tale experiențe și proiectezi asupra mea
în funcție de capacitatea ta de înțelegere și în funcție de ceea ce gândești tu, proiectezi propriile tale experiențe și se realizează de fapt un melanj. Eu am observat în viața de zi cu zi că până și cele mai simple mesaje, cele mai banale informații sunt răstălmăcite. Spun un lucru și după aia îmi dau seama că s-a înțeles cu totul altceva, deși eu m-am exprimat foarte clar, fără metafore, fără un nivel literar sau extraordinar de pretențios, și totuși se înțelege altceva. Asta înseamnă, pe de o parte, că oamenii nu pot fi atenți cu adevărat, adică nu au urechile deschise să te asculte. Probabil că nu prea le pasă, fiecare e prins în interioritatea lui și asta e tot ce contează. Sau nu sunt capabili, există o incapacitate de a-l înțelege pe celălalt de multe ori. Și atunci, revenind la literatură, pentru că mi se pare că totuși am divagat cam mult. Tocmai voiam să-ți spun că întrebarea mea era mult mai simplă. Voiam, de fapt, să aflu dacă următorul tău volum va fi eseu sau va fi altceva. Da, vrei să-mi cunoști viitorul. Da. Nu știu nici eu. Am renunțat să mai fac planuri pentru că am văzut că nu prea mă țin de ele. Dar eu deja scriu eseuri în continuare, deci presupun că va urma încă o carte de eseuri. Eseul îți oferă libertate, nu-i așa? În același timp și oarecare constrângere, pentru că ești constrâns de subiectul pe care ți l-ai ales. În același timp te ajută să-ți clarifici puțin gândurile și să poți să mergi mai departe. Deci mi se pare o soluție bună pentru acest moment. Acum, dacă tot am vorbit de acest volum, am vorbit și un pic, să spunem, despre viitor, totuși am aflat că mai scrie eseuri, să ne întoarcem în trecut. Sunt foarte curioasă când a început Carmelia Leonte să scrie. Cred că toți copiii sunt creativi și eu am început în copilărie. Sigur că nu mă luam în serios, dar mi-amintesc că eram deja mai mărișoară, prin clasa a șasea, când m-am dus cu mama la un cenaclu, eu nu mai știu exact ce fel era, dar acolo un poet furibund spunea: sunt ultima găină din formație, și suferea pentru chestia asta. Și mama, după atâția ani, își amintește și zice: te rog tu să nu scrii așa. Zic, nu, eu nu scriu așa. Adică voiam să zic că preocupări literare am avut, dar uneori am fost și derutată. Pentru că vezi niște texte care ție nu-ți spun nimic și care sunt luate în serios. Și în acele momente îți vine greu să te raportezi la literatură pentru că nu știi dacă e bine ce faci, dacă nu e bine. Am avut, deci, și sincope, nu am mers așa într-o creație triumfală din copilărie până acum. Au fost momente de respiro și chiar de pauză totală, dar pot spune că scriu de când eram copil și că am avut o sensibilitate, să zic eu, exacerbată de mică. Acum îmi amintesc o scenă tot din copilărie. Era un film în care la un moment dat cineva vorbea cu universul și apăreau stelele în toată splendoarea lor și parcă cineva din univers răspundea acelei persoane. Nu știu ce film era. Dar pe mine m-a impresionat atât de mult scena că m-am pus pe plâns și dă-i bocete, încât mama a zis: Doamne, ce o să mă fac eu cu copilul ăsta, că nu prea e normal la cap. Și m-am dus în camera mea și am plâns și acolo o bucată de vreme, pentru că mi s-a părut scena extraordinar de impresionantă și cred că am bănuit eu ceva în scena aia, poate fără să-mi explic în cuvinte, dar poate o forță universală, poate un spirit absolut. Am bănuit eu ceva acolo de m-am pus pe bocete încât mama a intrat la idei. La urmă ai făcut facultatea de filologie când te-ai făcut mare. Te-a ajutat în scris?
facultatea, sigur că m-a ajutat. În primul rând că știu acum să mă fălesc cu ce știu, dacă îmi dai voie. Și anume știu gramatica limbii române, ceea ce nu e să crezi, dar puțină lume se poate lăuda sau se laudă, dar fără să aibă dreptate. Eu văd cum se vorbește și chiar și cum se scrie, sunt greșeli care îi declasează pe oameni, pentru că sunt greșeli de limbă, greșeli de exprimare, dar și a gramatisme. Gramatica este un exercițiu, dacă vrei, de gândire. Îți oferă o viziune geometrică asupra frazei, să zic așa. Bergson, un filozof pe care eu îl apreciez, spunea că viața începe acolo unde este geometria. Și într-adevăr, dacă ne gândim la ADN-ul uman, la fractali, la atom, la toate astea, așa este. Cred că viața textului începe acolo unde ai în minte o anumită geometrie, o anumită rigoare, pe care după aceea o îmbraci cum vrei tu, poți părea haios sau inventiv sau excepțional, dacă este posibil, dar pornind de la acea rigoare, de la acea cunoaștere a limbii române. Să fim scriitori și să nu cunoaștem limba română, nu e ceva absurd și totuși se întâmplă, să știi, și chiar cu succes. După mulți ani ai optat pentru un masterat de filozofie creștină și dialog cultural. Cum ai ajuns departe, totuși, de filologie? Da, eu nu am terminat în sistemul de la Bologna, deci nu aveam niciun interes să fac această școală în plus. M-am dus din interes, din nevoia de a cunoaște și de a clarifica gândurile. Cum am spus și la început, faptul că am traversat niște perioade destul de tulburi, să nu le spun de-a dreptul nefaste, pentru că e un cuvânt mare, dar am avut diverse experiențe, inclusiv probleme de sănătate, de depășit, și la un moment dat e un fel de quo vadis, adică, bun, și ce-i cu toate astea? Pentru ce mi se întâmplă mie? Nu pentru ce mi se întâmplă mie, asta nu este întrebarea potrivită. Dar încotro mă duc toate astea. Și am învățat niște lucruri foarte utile și atmosfera de acolo era foarte interesantă, profesorii foarte bine pregătiți. Dar până la urmă am ajuns și eu la vorba filozofului, că adevărul este în tine. Adică sunt multe lucruri pe care trebuie să le descoperi pe cont propriu. Informațiile ți se dau, dar cum le folosești și cine ești tu de fapt în raport cu aceste informații? Ești cineva sau doar repeți ca un papagal niște lucruri pe care le-ai auzit la alții și care ți se pare ție că fac impresie bună în societate și că merită repetate, merită spuse în anumite situații? Deci vrând nevrând te întorci spre tine, spre sufletul tău, încerci să te înțelegi pe tine și cred că asta este cheia, dar nu se poate fără ajutor. Și acești oameni, de fapt toți oamenii m-au ajutat, într-un fel sau altul, direct sau indirect, m-au ajutat să parcurg acest drum. Și să vedem ce mai urmează. Ai debutat târziu. Deși spui că ai scris din copilărie, totuși primul tău volum a apărut destul de târziu. Da. Aici ți-am spus că eu vreau să fiu o persoană cât mai luminoasă și poate că în alt cadru ar trebui să-ți explic ce fel de om sunt eu cu adevărat. Sunt un om care nu privește înapoi. Pentru mine ce a fost a trecut, niciodată nu mă mai uit înapoi și chiar și uit unele lucruri. De exemplu, vorbesc cu sora mea și mi-amintește niște întâmplări și eu sunt perplexă. Și zic, adevărat? Eram și eu acolo? Se vede că mi-am propus să uit și chiar am uitat foarte, foarte multe lucruri. Și cu atât mai mult unele experiențe negative, eu nu vreau să le păstrez în sufletul meu, pentru că m-ar încărca inutil din moment ce nu mai pot întoarce să
rezolv altfel lucrurile sau să mă dau de trei ori peste cap și să schimb realitatea. Au fost oameni care mi-au tăiat aripile. Am ținut 10 ani la editura Junimea manuscrisul primului meu volum până a ieșit la Helicon în Timișoara. Între timp s-au mai schimbat directori la Junimea, s-au schimbat multe. Dar că am făcut pentru cartea mea s-a evit momentul potrivit. Și asta a fost pentru mine un fel de lovitură, pot să spun, pentru că pe bună dreptate mi-am pus întrebarea, oare chiar e bine ce fac? Oare contează pentru cineva? Dar eu am cu adevărat un talent? Că doar am văzut atâția mediocri care se cred geniale și nu vreau să fiu și eu la fel de ridicolă. Am zis, mai bine nu mai scriu, pentru că înseamnă că nu am talent dacă nimeni nu mă bagă în seamă. Așa gândeam atunci și să știi că nu sunt departe de aceste gânduri. Adică atunci când eram atee, literatura era pentru mine totul. Și știi cum spun înțelepții, o fi, nu o fi adevărat, dar eu cred că este din punctul meu de vedere. Deci rog telespectatorii să nu se simt lezați, pentru că eu vorbesc doar despre mine. Înțelepții spun că atunci când pui ceva deasupra lui Dumnezeu, vei pierde acel lucru, pentru că nimic nu poate fi mai important. Ori eu pusesem literatura deasupra lui Dumnezeu, eu credeam în ea ca într-o ființă divină. Atât de îndoctrinată eram de literatură și sensibilitatea aceea a mea tulbure, căreia nu găseam să-i nu-i găseam un sens, un alt sens decât unul literar. Și atunci m-am legat de literatură cu trup și suflet și scriam. Paradoxul este că întotdeauna am scris foarte greu. Eu nu am scris ușor, cum aud că alți poeți băftoși, ca să zic așa. E un cuvânt care nu-mi place deloc, deci l-am folosit cu ironie. Alți poeți aleși de soartă scriu foarte ușor. Merg pe stradă, le vin idei, le pun pe hârtie, cât ai clipit, gata cartea. Dumnezeule! Iar eu mă chinuiesc și scot sufletul de mine, pentru că adevărul despre care scriu e încătușat în sufletul meu și ca să ajung la el este un chin, este un efort uriaș, pot să spun. Da? Deci așa stau lucrurile cu mine. Și totuși ai publicat câteva volume de poezie. Da, ca să termin ideea, că tot mă văd că mă încurajezi, dar nu vorbești mult, deci ai un talent, să zic așa, de moderator, că prin privirea ta mă încurajezi și iată mă vorbind mai mult decât poate este cazul. Crezând atât de mult în literatură, îți dai seama cât am suferit eu văzând că 10 ani stă volumul meu și nu este publicat. Deci a fost ca și cum din altul cerului am căzut în fundul pământului. Și după aceea s-au echilibrat lucrurile, am înțeles că literatura are rolul ei foarte important, dar că nu este alfa și omega nici măcar pentru mine. Și am început, cum spui, să mai scriu și alte cărți și iată-mă azi aici cu tine. Pe lângă poezie, ai scris un jurnal despre experiența ta în Spania, cu rezidență literară. Ai scris un roman extraordinar de frumos, Băzătorul. Ai scris un volum de eseuri dedicat lui Emil Botta. Până ai ajuns la această carte, Șarpele și filozofia, sunt totuși câteva genuri. A fost un fel de căutare în aceste multiple genuri sau pur și simplu au venit așa, ca formele acestea de exprimare? Da, cred că sunt diverse etape ale creației, ca să zic așa, dacă e vorba de o creație adevărată, dacă nu în sens peorativ, cam tot atâta. Și cred că e mereu vorba despre mine, adică tot ce am scris este istoria rezistenței ființei mele la agresiunile exterioare. Deci eu am încercat să arăt cine sunt și să demonstrez oamenilor că și eu exist. Ceea ce nu este chiar atât de ușor cum pare. Adică nu ajunge prezența fizică pentru ca oamenii să te creadă că existi. De multe ori ei se uită prin tine și nu cred că existi. Să-ți dau un exemplu atât de banal. Când mergi pe stradă cu cineva și apar mici discuții. De exemplu, ai văzut-o pe aia cum era îmbrăcată? Dar ea este la 2 metri în spatele meu și eu vorbesc deja la timpul
trecut. Asta înseamnă ori că între timp s-a dezbrăcat după ce a trecut de mine, ori că a murit. Sigur, a doua variantă este cea care ne face să vorbim la trecut. Deja omul acela a murit pentru noi. Deci eu vorbesc cu cineva, ies din cameră și deja este ca și cum aș fi murit. Este extraordinar să observi mentalitatea omului și cât de greu este să-l faci să te creadă că tu existi. Eu am scris aceste cărți pentru a demonstra că există. Atât. Foarte frumos. Ai avut parte de 4 rezidențe literare în Elveția, Spania, Grecia și Belgia. Cât de important este pentru un scriitor să meargă în străinătate și să aibă acest contact cu alți scriitori? Asigur că este important. Acum am renunțat la acest sport pentru că din cauza crizei se cer bani peste tot. Înainte, cazarea și masa erau gratuite. Acum se pretinde o contribuție din partea invitatului, ceea ce desigur că eu nu pot să-mi permit. Probabil că rezidențele sunt acum pline cu americani și cu scriitori din vest. Dar din estul Europei și mai ales din România, cred că este ceva mai greu. Ba mai mult, în Spania, rezidența aceea unde am fost eu s-a și închis din cauza crizei, deci nu mai primește pe nimeni. Important este pentru că vezi oamenii, vezi altfel de lume. Prima oară în Elveția am fost șocată de diferența de umanitate. În primul rând, acolo oamenii sunt politicoși, cu adevărat. La noi se consideră că politețea este o ipocrizie. Și așa și este, pentru că românii nu prea sunt politicoși, ei își impun să fie politicoși și compun o mască socială. Din acest motiv se trece brusc de la o politețe onctuoasă la mitocănia cea mai crasă. Pentru că nu se înțelege valoarea reală a politeții, care înseamnă să-l menajezi pe celălalt, să-l ajuți cu prezența ta. Uite cum ești tu acum aici, tu ești politicoasă cu mine, în sensul bun al cuvântului, și eu simt un suport, un ajutor din partea ta. Asta înseamnă politețe și asta am văzut eu în Elveția. Și am fost total șocată, pentru că nu eram obișnuită. Atenția și politețea intelectuală. Aici vorbești cu omul, dar rar te întreabă ce mai scrii sau ce mai faci sau lucruri dintre astea. Acolo ei chiar erau interesați, îmi dădeam seama și eram uimită. Mă gândeam cum de sunt ei interesați de ce scriu eu sau de cine sunt eu, nu-mi venea să cred. Dar pentru ei era o curiozitate culturală și în egală măsură o politețe intelectuală. Eu fiind o persoană mai timidă și mai retrasă, acolo în cercul acela de scriitori din diverse colțuri ale lumii, aveam tendința să vorbesc mai puțin. Gazdele observau și mă încurajau într-un mod politicos și afectos. Făceau dovada că citiseră dosarul meu pentru că știau lucruri despre mine și mă întrebau nu pe din afară, nu generalități. M-a impresionat foarte mult lucrul acesta. De asemenea, este impresionant însuși faptul că trebuie să interpretezi un rol. Aici uneori intrăm pe pilot automat, adică vorbim, ne mișcăm, suntem în elementul nostru. Acolo trebuia să vorbesc o limbă străină și să fiu mereu atentă la cei din jur care vorbeau și ei diverse limbi străine și este ca și cum mi-aș fi găsit o altă personalitate în care eu mă simțeam confortabil și eram uimită și bucuroasă de lucrul acesta. Deci toate experiențele astea sunt frumoase. Vreau totuși să spun că ne marchează faima proastă pe care o avem în lume. Și este ajutată și de români. Și nu mă refer la cei care se duc să fure sau să cerșească, nu. Mă refer chiar și la intelectuali, chiar la cineaști. De exemplu, în Spania, era un american care văzuse un film proaspăt premiat la Cannes
și care, în funcție de acel film, cataloga întreaga Românie și spunea că uite cum sunt românii, pentru că el a văzut în filmul acela. Și atunci m-am gândit că el are dreptate, de fapt, nu e vinovat cu nimic. Și oare de ce nu se fac și filme în care să se arate și lucrurile bune din țara asta? Nu înseamnă filme lacrimogene, nu înseamnă să devenim sentimentali, nu înseamnă să mințim, nu înseamnă să prezentăm lucrurile în favoarea noastră și să creăm iluzii. Nu înseamnă asta. Dar există oameni onești și au existat. Uite, mă gândesc la Mircea Vulcănescu. Este pentru mine un exemplu permanent pe care l-am în minte și care a suferit în închisorile comuniste și care a făcut din însăși moartea lui o încununare a vieții și a operei. Avem eroi. Are și niște filme extraordinare făcând așa ceva. Oare de ce nu se face un film și cu această temă? Nu e corect politic sau ce se întâmplă? Pentru că în felul acesta, dacă m-aș mai duce în vreo rezidență cândva, ceea ce nu prea cred, oamenii ar putea să spună, dar ce eroi ați avut, ce oameni extraordinari, ce țară minunată. Niciodată nu am auzit asta. Și mi s-a întâmplat chiar să fiu umilită. De exemplu, în Spania, am fost la un moment dat la cumpărături. În paranteză fie spus, când auzeam de cumpărături, îmi pica plafonul pe cap. Oamenii aceia erau obsedați de cumpărături. Iar noi acolo, în rezidența aceea, aveam tot ce ne trebuia, nu trebuia să cumpărăm nimic. Sau când i-auzeam că spun, hai să mâncăm în oraș. Zic, Dumnezeule, iar am încurcat-o. Sigur că a mânca în oraș presupunea o cheltuială în plus, ceea ce pentru un est european însemna foarte mult. Ei, și odată am fost la cumpărături într-o alimentară și eu nu voiam să cumpăr nimic. Deodată mi-am dat seama că ei mă urmăresc. Și nu a fost paranoia și am să-ți spun în final cum s-a terminat scena. Mi-am dat seama că ei urmăresc comportamentul meu în timp ce ei își cumpărau de zor, umpleau sacoșele, deși îți spun, aveau totul și mă uitam... De ce fac asta? Cât e de absurd mentalitatea de cumpărător. Îți dai seama cum suntem educați? Ei bine, eu nu aveam intenția să cumpăr nimic pentru că aveam totul și eram minunată acolo și eram fericită. Dar văzând că sunt urmărită, am zis bine, să cumpăr și eu ceva. Și am cumpărat un suc de mere și încă nu știu ce. Și află că după ce am ieșit din alimentară s-au repezit toți, mi-au deschis sacoșa și s-a uitat să vadă ce am cumpărat. M-am simțit groaznic de umilită. Am zis, ia uite cum gândesc oamenii și sunt intelectuali. Că dacă ar fi fost oarecine, aș fi zis că nu ai pretenție. Dar niște intelectuali care nu s-au gândit nicio clipă la demnitatea mea. Erau curioși să vadă ce mi-am permis eu să cumpăr. Destul de trist. Da. Dar nu vreau să încheiem pe tonul acesta. Vreau să te întreb în final dacă ți s-ar lua darul scrisului, ce ar mai rămâne din viața Carmelii Leonte și pe ce s-ar mai sprijini, nu știu, omul Carmelia Leonte? Ai spus că nu vrei să încheiem într-o notă tristă. În timp ce formulam întrebarea, mi-am dat seama că... Nu ți-a ieșit. Nu mi-a ieșit. Cred că s-a înțeles deja din ce am spus până acum, dar o să ajung la o concluzie și este foarte bine că ai punctat și chiar îți mulțumesc. A fost o vreme când literatura însemna totul pentru mine și cineva care îmi lua literatura, am luat totul, practic îmi lua viața. Din fericire am depășit acea etapă. Acum înțeleg că literatura nu este un scop, este cel mult o cale spre inima omului, spre mintea lui. Este o cale de a mă exprima, de a-mi demonstra, să zicem, personalitatea, sensibilitatea, talentul atât cât este, dar nu este un scop în sine. Deci ce mi-ar rămâne? Ca să dau un răspuns simplu și foarte elocvent, mi-ar rămâne lumina zilei, pentru că este un spectacol extraordinar și noi nu ne-am opacizat și nu mai vedem lumina zilei. Eu contemplu lumina zilei foarte des. Uneori eu mă uit pe geam și mă bucur de lumina zilei. Alte ori, mergând pe stradă, fac lucrul acesta și mi se umple sufletul de bucurie. La diverse ore există diverse nuanțe, apoi în funcție de anotimp, iarăși e un spectacol minunat.
aș încerca să mă bucur. Bucuria se învață, se educă. Eu nu am fost educată să mă bucur. Am trăit împovărată de griji și ne aflăm și într-o paradigmă culturală negativă în care ni se spune că suferința este scopul vieții. Eu nu cred asta. Cred că bucuria este scopul vieții și e bine să ne bucurăm, să fim recunoscători. În final o să te las să ne citești câteva poeme, pentru că la început a fost poeta Carmelia Leonte și vreau ca și la finalul acestei emisiuni să fii poeta Carmelia Leonte, dacă îmi permiți. Da, mulțumesc. Eu am venit cumva pregătită pentru asta, pregătită și în egală măsură nepregătită. E nostim și greu de crezut să spun, dar mie îmi vine foarte greu să-mi citesc poemele, așa cum îmi vine greu și să le scriu. Nu este aceeași dificultate, dar este totuși greu pentru că îmi trebuie o stare interioară. Și acum nu știu dacă am acea stare sau am sentimentul că am uitat să spun ceva important și bineînțeles nu știu ce, pentru că mi-au zburat ideile din minte, așa că o să citesc vreo două texte, nu multe. Eu când citesc în public, mereu revin la aceleași texte. Asta pentru că le aleg pe cele mai cantabile și mai ușor de perceput. Sunetul contează. În rezidențele în care am fost rugată să citesc în limba română și toată lumea, oh, extraordinar, n-a înțeles nimeni nimic, dar le plăcea foarte mult. Și atunci m-am gândit, la început a fost cuvântul. Deci începutul a fost un sunet. Și atunci putem spune că Dumnezeu a creat lumea pentru că vorbise și trebuia să asculte cineva, nu-i așa? Și poate fi și un experiment umoristic și noi ne luăm prea în serios. Este și asta o soluție. O să citesc unul sau două poeme, că nu știu cât timp mai este. Mai este. Fără întoarcere. Ah, inimă, îți văd chipul, cum l-au adus valurile, cum l-a prezis ursitoarea. Să taci, ți-a cerut el întorcându-se în larg, să nu trădezi, a spus marea. Ah, inima, nisip mișcător, mă lași să umblu cu sufletul în dinți, mă lași să cred că totul se amână, te vei întoarce iarăși din părinți, te vei întoarce iarăși spre mai singur, adulmecându-ți umbra ca nebună. Ah, inimă, trup sângeriu, de mire și mireasă împreună. Dialog la marginea lumii. Părintele Serghii Mariei. Iată-mă orb și surd și bătrân de atâta cunoaștere. Iată-mă despuiat de cuvinte, precum pădurea de frunze, precum lumina de strălucire. Întunericul nopții se lipsește de soare, așa cum eu mă lipsesc de aer și de adevăr și de tine. Mă lipsesc acum de tot ce am sperat să văd, de tot ce am gândit, pentru că, de fapt, cunoașterea mea e orbire, pentru că sunt cel care am plecat în căutarea lui Dumnezeu și iată-mă rătăcind pe tărâmul morții și al necunoașterii. Sunt cel care a plecat în căutarea lui Dumnezeu și iată că adevărul are nevoie de aer și apă
ca mine. Abia când groaza trece în bucurie și în iubire, chipul tău lunecă peste lucruri ca un polei insidios, mâzgă, lucioasă. Îl urăsc. Trebuie să învăț mereu să mă apăr de el, de această cădere lentă, de această alunecare perfidă. Privește-mă tu așa cum știu eu să privesc lumea în față. Privește-mă tu așa cum știu eu să-ți vorbesc despre mine. Sunt cel care a plecat în căutarea lui Dumnezeu și iată-mă rătăcind pe tărâmul morții și al necunoașterii. Sunt cel care a plecat în căutarea lui Dumnezeu și tot praful drumurilor îmi acoperă căutarea. Maria, părintelui Serghi. Încrede-te în mine. Sunt diavolul. Nu-ți fac niciun rău. Încrede-te. Alungă teama. Dincolo de mine sunt tot eu, răsfrântă dureros în afară. Lucrurile capătă un contur imprecis, tremurat, de parcă aerul s-ar agăța de ele cu o consistență greoaie. Sunt diavolul. Nu-mi spune că ai știut asta. Nu-mi spune că nu ai nevoie de mine. Nu-ți cer aproape nimic. Viețuiește în preajma mea. Fă-mă conștientă de mine, de veselia isterică și sâcâitoare a clipelor, de frumusețea disperată și recunoaște care te tulbură a trupului meu. Fii ziua care mă așteaptă. Fii boala pe care mi-o doresc. Schimbă-ți chipul, vreau să semene cu al meu. Schimbă-ți portul, vreau să semene cu al meu. Mi-e teamă să privesc în urma mea. Mi-e teamă să ascult cuvintele pe care nu mi le spui niciodată. Te-ai pierdut căutând adevărul și moartea. Ai îmbătrânit și îți tremură mâinile de atâta cunoaștere. Nu-ți cer decât să viețuiești în preajma mea. Nu-ți cer decât să mă faci conștientă de mine, de veselia isterică și sâcâitoare a clipelor, de frumusețea disperată și recunoaște care te tulbură a trupului meu. În ce speri? Care-i iluzia în slujba căreia ți-ai pus toată viața? Mereu de la capăt, mereu cu aceeași îndărătnicie. Sunt diavolul. Încrede-te în mine. Vino.